Bine v-am regăsit, suntem din nou la Hello Sănătate TV, începe Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre stres, despre ce putem face astfel încât să îl eliminăm pe cât posibil din viața noastră. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, bine Ruxandra! Bine v-am regăsit! Sper că puțin stresați, da. Că deloc nu putem să fim. Nu putem, da. Nu prea mai cum să te ferești de stres. Cred că important este să încerci să te adaptezi, să-l accepti cumva. Și să-l depășești. Și să-l depășești. Exact. Hai să vedem sfaturi. Am zis noi 10 pași. Da, 10. Acum nu știu dacă sunt 10, mai mulți, mai puțin. Eu cred că sunt mult mai mulți sau mult. Mai puțin, depinde de fiecare. Dar am să așa puțin să structurăm. De ce? Pentru că stresul merge mână în mână cu scăderea imunității, deci cu tot felul de infecții, inflamații, cu boli degenerative cardiovasculare și neurodegenerative, cu osteoartrită, cu tulburări hormonale, tulburări de fertilitate și chiar cancer, tulburări psihoafective, dependențe, adicții. Și atunci este foarte important să ne structurăm și eu zic că fiecare dintre noi ar trebui să găsească formula magică de, nu zic de înlăturare, că n-avem, n-ai de cum. Diminuarea stresului, da? să preluăm noi comanda, să-l depășim. Și asta pornește de la dis de dimineață, da? Deci dis de dimineață când ne trezim. Cu zâmbetul pe buze, când ne privim în oglindă. Exact, până să ne privim în oglindă, ți s-a întâmplat să te trezești să zici, iar mă doare, iar am de plătit, nu! Ne sculăm cu zâmbetul pe buze și zicem o nouă zi, ia să văd ce am de făcut, da? Și deja deschid geamul, admir soarele, mulțumesc, cui vreți dumneavoastră, de o nouă zi și că suntem sănătoși, că am avut șansa să ne trezim cu optimism și cu sănătate într-o nouă zi, da? E foarte important și deschidem geamul și facem gimnastică, câteva exerciții, nu trebuie să facem neapărat să mergem la sală, câteva exerciții de respirație profundă. De ce? Pentru că deja acestea ne energizează și ne cresc un tonus fizic, psihic, emoțional. Și ne gândim ce avem de făcut. După care urmează micul dejun, e foarte important. Eu sunt pentru micul dejun. Și eu la fel. Îmi pare foarte rău și micul dejun clasic, pentru că știi că într-o discuție anterioară vorbeam despre alimente pentru buna dispoziție și sunt foarte multe. Putem să mâncăm dimineața o felie de cașcaval, de un ou de țară, da, făcut fiert, bine, da, sau o bucată de pește, somon, de ce nu? Pentru că ne ridică, ne dă energie, după care pentru cei care vor să bea cafea, da, cafea, ceai verde, ceai negru, care sunt energizante, sau o ceașcă călduță de cacao cu scorțișoară, și scorțișoara este un energizant și un antioxidant foarte bun. Și afrodisiac, parcă. Și afrodisiac, corect, deci, corect. Și în prima parte putem să mâncăm și două cubulețe de ciocolată neagră. Așa, de ce deci nu? Dimineața, pentru că ai timp de-a lungul zilei să... Sigur, îl consumi sigur. Arzi absolut, energia, absolut. Da. După aceea ne găsim soluțiile, mergem la servici, fiecare își desfășoară activitatea. Ce este foarte important pentru diminuarea stresului, adică reducerea celor hormoni de stres, este mișcarea. Fie că este vorba, în primul rând, cea mai bună este mișcarea în aer liber. Dar dacă nu putem și totdeauna... să profităm de vremea frumoasă. Să profităm, deja exact. Ne plimbăm, alergăm, facem ce vrem în aer liber, îmbrățișăm copacii. Ieșirea în natură este un factor destresant și energizant extraordinar. Deci ajută foarte mult contactul cu natura. Contactul cu natura, exact. Dacă nu putem, am venit seara și mai avem timp, măcar stați puțin și faceți puțină gimnastică, alergare, dans. Se secretă hormonii aceia ai plăcerii, ai destinderii, ai relaxării, ceea ce este foarte important. Și foarte important este să evadăm din captivitatea stresului. Cum? Prin socializare, ieșim cu prieteni. Haideți să ieșim cu ei, chiar dacă stăm pe o bancă, la o terasă, mai puțin să stăm să socializăm tot pe telefon, pe net, da? Sau prin muzică sau un spectacol, foarte important această socializare. Relaxare activă, relaxare activă, da? Până ajungem la cea pasivă prin somn. Învățați-vă să vă cultivați această capacitate emoțională de a vedea, cum
pui tu partea plină a paharului, da. De a ne bucura, de a ne bucura de fiecare moment. Păi da, da? Pentru că când e cald, de ce e cald? Că românul așa e. Când e cald, de ce e cald? Când ai fost, de ce ai fost? Dar de ce nu te-ai întors când trebuia? Nu, haideți să ne bucurăm că e cald, că e primăvară, că nu mai e pandemie. Să ne bucurăm de fiecare moment este foarte important. Deja vine, da? Noi nu mai avem capacitatea emoțională de a ne bucura. Noi tot timpul criticăm. Asta e cea caracteristică. În plus, seara, în momentul când am ajuns acasă de la servici, lăsăm toate grijile profesionale de partea cealaltă a ușii și se spune, terapeuții spun că e bine să ai un bol cu sare în care să te speli, în sare grunjoasă, să-ți speli puțin mâinile, pentru că sarea preia toate energiile negative acumulate. Da? Sau la duș, mi-așa mi se pare. După care, când... bineînțeles, la duș și e foarte bine să și vizualizăm este și toate energiile negative asta, se da. Duc în pământ unde sunt purificate, da? Și scăpăm de ele. Dacă mai adăugăm și un masaj terapeutic sau dacă nu are cine să ne facă masajul terapeutic, un masaj la tălpi este atât de bine și puneți-vă totdeauna o lampă de aromaterapie cu un ulei relaxant. Aici depinde, bineînțeles, de preferințe și o să și vedeți... Și ne putem cremui și corpul și cu și mișcările... corpul, sigur că da. Ascendente, exact. Stimularea circulației este foarte important. Pentru că dintr-o dată ne simțim relaxare și de bine, exact. Și sentimentul acela că faci ceva pentru tine. Faci ceva pentru tine și puneți-vă totdeauna și o muzică de relaxare. Fiecare după gusturi, dar muzica relaxează, vibrațiile ei sunt extraordinare. Muzica aceea bună, de calitate. Bună, nu există muzică bună, există ce-ți place, dar nu toată muzica are aceleași vibrații pozitive. Aromaterapia, că tot zice aici de muzică. Aromaterapia, reflexoterapia, cum am spus, și să nu uităm de fiecare dată îmbrățișarea. Socializați cu cei din familie, iubiți-vă, îmbrățișați-i, spuneți-i o vorbă bună, ascultați-i, povățuiți-i cu ceva, pentru că astfel sentimentul aceasta de iertare, de recunoștință, de împăcare, de iubire, în primul cine e cel mai aproape? Cu cei din familie. Și făceți-vă în obicei în fiecare seară de a vă îmbrățișa și de a vă trimite un gând bun. Soț, soție, părinții dacă nu sunt, dați-le un telefon și întrebați. Ce mult contează să te sune copii, întreabă. Ce faci, mamă, ești bine? Da. Da, ce frumos. Așa este, iar când ne băgăm în pat, eu mai fac ceva, mă gândesc ce bine că am făcut și menumer lucrurile frumoase pe care le-am care făcut, făcut sigur, ce sigur. Mi s-a întâmplat frumos în ziua respectivă și sunt recunoscătoare că am o viață sigur minunată. Da. Și nu uitați că și rugăciunea are rolul ei. Poate de multe ori și nu trebuie să spui niște rugăciuni dinainte stabilite. Le spunem și pe alea, dar fă-ți o rugăciune a ta și mulțumește, cum a spus, că mulțumești dimineața, mulțumește seara pentru că e sănătoși. Mulțumește pentru oamenii minunați care te înconjoară și pentru familia ta. Da, așa este. Pe lângă toate aceste sfaturi, Ruxandra, și sunt multe lucruri pe care sunt convinsă, cei care ne urmăresc le fac, dar poate că nu realizează întotdeauna sau poate că nu le-au mai făcut de mult și ar fi bine să le facă din nou. Ca suplimente, ce ne-ar ajuta? Să ne adaptăm mai ușor. Realitatea n-ai cum să o schimbi, stresul n-ai cum să-l schimbi. Da, și de multe ori nu reușim noi, sigur, da. Sigur, și atunci e bine să ne asigurăm că luăm niște plante, niște suplimente de calitate, nu vă lăsați așa dominați de stres, pentru că după aia putem să ajungem în anxietăți, atacuri de depresie, depresie, da? Și atunci e mai bine mai să acționăm din timp și să avem prevenim, niște plante da. Extraordinare, o să vorbesc, n-am cum să vorbesc de toată... de tot portofoliu de zenit de toate aceste plante care ne ajută antistres, vom vorbi despre Stress Help, care este o îmbinare fericită de plante adaptogene, rodiola, ashwagandha, bacopa, antioxidant, antiinflamator de tip curcumină, schizandra, la fel o plantă adaptogenă, plus extractul de ceai verde care ne energizează, ne tonifică. Este foarte bun. După aceea avem GABA. GABA este acidul gamma-aminobutiric, care este un neurotransmițător sintetizat în creier din acidul glutamic în prezența vitaminei B6. Deci reduce excitabilitatea nervoasă, reduce senzația de teamă, anxietate, stres, agitație. Deci ne induce o relaxare și chiar un somn
odihnitor și nu în ultimul rând 5-HTP-ul, 5-hidroxitriptofanul. Știm că triptofanul este precursorul serotoninii, da? Hormonii plăcerii, a relaxării, care, al fericirii, nu? Al fericirii, exact, din care se sintetizează după aceea și melatonina, care induce somnul. Deci ne îmbunătățește starea de spirit și ne ajută la inducerea relaxării și a calmului și a bunei dispoziții. Ah, ce bine! Deci, iată, suplimente pe care le găsim la Zenit. Ruxandra, îți mulțumesc pentru sfaturi. Te aștept să revii și să mai povestim. Și să rămâneți cu o energie, cu un vibe bun. Bun, așa ne dorim și așa dorim și ție. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost alături, aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, voioși și mulțumim și firmei Zenit că susține acest proiect minunat, ne putem întâlni și iată, putem realiza aceste emisiuni minunate. Și mulțumim și pentru produsele, suplimentele de care tot povestim și care știm că sunt de foarte bună calitate. Vă mulțumesc, ne revedem curând, numai bine!